Bine v-am găsit, băieți, pe canalul nostru. Aici suntem cu amenajările interioare. Astăzi vom pune o oglindă pe perete. Este o oglindă tip IKEA și vă arăt. Este compusă din 4 bucăți. 4 bucăți. La fel ca asta. Da? Asta și încă 3. Eu, înainte de a zugrăvi, a trebuit să le demontez și ca să-mi fie mai ușor montatul, le-am numerotat pe spate. Da? Aceasta este numărul 4. Pentru asta mă folosesc de o mașină pe baterii cu vârful în stea. Da? În prealabil am fixat deja suporții, dibluri din plastic. După cum le vedeți, aici am primul etaj, al doilea, al treilea și al patrulea. Urmăriți-mă, vă rog frumos, cum fac. Deci, cum am spus, numărul 4. Am strâns dibule, dar nu prea tare încât să, încă să se mai poate învârti puțin, da? De ce? Pentru ca să se învârte în poziția dorită. Ca să puteți sprijini colțul la oglindă.
Putem zice că am terminat deja de montat oglinda noastră, timp de lucru o jumătate de oră o persoană, da? Ținând cont că timpurile le-am avut în perete, da? Această oglindă a mai fost montată odată, a trebuit să zugrăvim și am preferat varianta să dăm jos oglinda și să lăsăm timpurile în perete. Nu am vrut să zugrăvim protejind oglinda, da? Așa se zugrăvește cel mai bine. Sper că v-a plăcut pentru cei care vor să monteze o oglindă tip Ikea. Și eu acum va trebui să șterg toate urmele care le-am lăsat pe ea. Vă mulțumesc de vizionare!